acest sistem din care vine. Suntem foarte curioși să vă ascultăm. Bună ziua! Ca de obicei, ultimul vorbitor stă între dumneavoastră și pauză, așa că o să apelez la răbdarea dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră și voi încerca să fiu cât mai eficient. În primul și în primul rând, cred că a dispărut de aici. În primul și în primul rând, aș vrea să precizez totuși faptul că eu de meserie sunt fiscalist, neapărat un macroeconomist. Sunt aici în fața dumneavoastră ca urmare a rugăminții domnului Grosu de a face un fel de chestionar la nivelul țărilor din Europa Centrală și de Est care au aderat sau care vor să adere la Uniunea Monetară. De aceea, mie îmi revine oarecum plăcerea să vă expun aceste concluzii pe care le-am primit de la colegii mei. Bineînțeles că există și partea aceasta de subiectivitate. Informația era destul de amplă și a trebuit să fac eu alegerea informațiilor respective. Lecțiile de care vorbesc aici în titlul prezentării nu sunt lecțiile mele, ci sunt lecțiile pe care cred că trebuie să le învățăm din experiența celorlalte țări. Da, din formatul este nu neapărat. Nu este nicio problemă. O să, prezentarea mea va vorbi foarte pe scurt despre ce înseamnă Euroland sau Eurozone, țările din zona euro. Apoi voi vorbi puțin despre faptul că impactul adoptării monedei euro nu vine, nu poate să fie delimitat strict și pur în eprubetă, ci depinde de contextul politic și economic al fiecărei țări la momentul aderării. Voi vorbi apoi despre avantajele și dezavantajele pe care le aduce adoptarea euro din perspectiva informațiilor primite de la celelalte țări. Voi vorbi apoi în câteva exemple despre aderarea euro în țări din Europa Centrală și de Est. Și apoi, eventual, câteva concluzii pentru noi ca țară, ce am avea de învățat din experiența celorlalți. După cum știți, integrarea europeană a parcurs deja anumite nivele și sunt și altele care urmează. Vorbim despre o integrare economică, vorbim apoi despre integrarea monetară, care a început deja. În principiu se dorește o integrare și la nivel fiscal și eventual, în ultimă instanță, la nivel politic. Deci se pare că obiectivele sunt încă pe termen lung. La momentul acesta, din păcate, ultimele două componente se pare că au intrat într-o fază oarecum de stagnare ca evoluție. Țările din zona euro oarecum ar trebui să fie obligate să intre în Uniunea Europeană, cu excepția a două țări, și anume Marea Britanie și Danemarca, care de la început și-au negociat dreptul de a nu intra în zona euro. Celelalte state, Suedia fiind exemplul poate cel mai, cum să spun așa, cel mai vizibil din partea Europei de vest, care încă nu s-a hotărât dacă dorește să intre sau nu. Celelalte țări sunt din zona Europei Centrale și de Est, din spațiul ex-comunist. După cum vedem, mare parte dintre țări deja au intrat, cel puțin ca număr. Vorbeam mai înainte și despre mărimea acestora. Țările Baltice, Slovenia, Slovacia, dar un număr destul de important, nucleul țărilor de la Visegrad, Polonia, Ungaria, Cehia, precum și ultimele intrate, România, Bulgaria și Croația, încă nu sunt în zona euro. Și procesul acesta de aderare a început încă din 1999. În 2002, practic, moneda euro a fost introdusă efectiv. Ulterior
Slovenia 2007, Cipru și Malta 2008, Slovacia 2009, imediat după criză, apoi țările Baltice începând cu 2011, Lituania, ultima țară care a adoptat euro chiar anul acesta. Din păcate, după cum vă dați seama, nu putem avea niște informații credibile despre impactul aderării euro în Lituania la acest moment. Ok. Așa cum spuneam, la momentul aderării, în mod cert, contextul nu a fost același pentru toate țările. Contextul extern a fost diferit. Vorbim eventual de criză economică sau de perioadă de boom economic, vorbim de perioade mai tensionate din punct de vedere politic sau nu. Dar contextul intern, spre acesta aș dori oarecum să atrag atenția, precum și antevorbitorii mei, este unul foarte important pentru că, de fapt, aici este area unde noi putem să luăm măsuri și unde putem să îmbunătățim parcursul nostru ca țară. Dacă ne uităm la exemple precum creșterea prețului petrolului când a fost primul val sau conflictul din Ucraina pentru Letonia anul trecut, normal că sunt evenimente de impact pentru economie, dar și contextul intern, de la politica fiscală și rata șomajului, așa cum au vorbit și antevorbitorii mei, normal, nivelul de educație este unul dintre elementele extraordinar de importante, dar și altele. O să încerc, scuze, formatul nu mă ajută extraordinar de mult. Despre avantajele și dezavantajele adoptării euro. Avantajele, unele s-au văzut pe termen scurt, altele așteaptă să fie văzute pe termen lung. Este clar că din partea partenerilor străini și a investitorilor străini a crescut credibilitatea țărilor după adoptarea euro. Acest lucru a fost reflectat chiar în creșterea ratingului de țară, care a crescut în anii anteriori aderării și imediat după aderare. Investițiile străine au crescut la fel destul de mult, unele datorate eliminării riscului de curs de schimb, o creștere oarecum spectaculoasă a avut Estonia post-criză cu o creștere a investițiilor străine de 105% în primul an post-aderare. Practic, țările scandinave au investit în primii 2 ani după aderare destul de mult în Estonia. A crescut comerțul extern, bineînțeles, datorată acestor monedei unice, lipsa unor costuri majore și a unor diferențe de curs de schimb valutar. Crește competitivitatea în sectorul financiar. Se facilitează accesul la finanțare. În general, țările care au adoptat euro au beneficiat de rate mai scăzute ale dobânzii după aderare. Crește numărul de tranzacții bancare și intensificarea comerțului electronic. De exemplu, în Letonia, comerțul electronic a crescut cu circa 40% în primul an. Între dezavantaje, cea mai des menționată până acum a fost imposibilitatea de a mai folosi pârghiile politicii monetare. Rata de schimb, rata dobânzii și așa mai departe. Totuși, cred că aceste instrumente ale politicii monetare nu sunt neapărat extraordinar de vizibile pentru companii și pentru populație. Cele mai vizibile au fost alte elemente, cum ar fi creșterea inflației. Prețurile au crescut în general la produsele alimentare, la restaurante sau altele asemenea. Și percepția populației a fost că după aderarea la euro a avut loc o creștere susținută a prețurilor. Dacă ne uităm însă la produsele care, la bunurile de larg consum cu o durată de viață mai lungă, la produsele de folosință îndelungată, prețul acestora a scăzut datorită creșterii competitivității.
a crescut accelerat costurile cu forța de muncă și nu neapărat întotdeauna această creștere a costurilor forței de muncă a fost corelată cu productivitatea. Vedem aici exemplul Letoniei, am auzit înainte exemplul Greciei, care poate este unul dintre cele mai importante. În unele țări a avut loc o reducere a exporturilor. Pe de o parte, datorită faptului că din perspectiva competiției crescute, produse în alte țări au acaparat piața internă, pentru că vin din țări eventual cu un potențial economic competitiv mai ridicat, cum ar fi Germania. Pe de altă parte, datorită creșterilor eventual salariale sau de altă natură, produsele țării de origine au fost mai puțin competitive la export. Scăderea vânzărilor la nivelul IMM-urilor și a magazinelor specializate s-a văzut mai ales pe termen lung, chiar dacă uneori, la momentul inițial, în primul an al aderării, s-a văzut o creștere a vânzărilor la nivelul IMM-urilor, pe termen lung acestea au scăzut. Rata inflației, vă vorbeam mai înainte de inflație, măsurată oarecum pe indicele prețului de consum și vedeți aici în centrul anul aderării, anii preaderare și anii în stânga și anii postaderare în dreapta. Vedem că există și excepții unde inflația a fost foarte mare, Slovenia, despre care am vorbit și mai înainte, sau Cipru, sunt două țări unde avem niște vârfuri de inflație în anul adoptării. Totuși, în alte țări vedem că, dimpotrivă, impactul aderării a fost unul pozitiv. Dacă ne uităm, de exemplu, la Slovacia, care a venit după criză, vedem indicea inflației de 3,4-4,3 în anii preaderare, urmând un 0,54 în anul aderării și apoi un 1,34 în anul post-aderare. Ulterior vedem că inflația din nou crește, 4,43%. Deci există exemple și exemple, nu există neapărat o regulă generală și, așa cum spuneam mai înainte, în funcție de contextul extern și în funcție de contextul intern al fiecărei țări, impactul este diferit. Câteva exemple de țări aș lua oarecum în ordine cronologică. Slovenia este prima țară din Europa Centrală, fostul bloc sovietic, care a aderat la euro în 2007. A aderat oarecum într-o perioadă fastă de expansiune. Populația Sloveniei era obișnuită cu noua monedă, trăind la granițele Austriei și Italiei. Adoptarea s-a făcut în numai două săptămâni, chiar dacă afișarea prețurilor a fost obligatorie pentru o jumătate de an. După cum am văzut, un nivel al inflației destul de mare. Totuși, datorită faptului că această aderare a venit înainte de criză și în anii pre-criză, datorită scăderii dobânzilor bancare, a scăzut foarte mult creditarea bancară. Ulterior, pe perioada crizei, Slovenia a fost puternic lovită de creditele neperformante, pentru că rata acestora s-a dus mult în sus, cred că ceva la un nivel comparativ cu România. S-a văzut o creștere a investițiilor, dar s-a văzut și o creștere a taxelor și comisioanelor bancare, impact resimțit mai ales la nivelul IMM-urilor. Băncile au pierdut eventual alte tipuri de venituri, cum ar fi comisioanele de schimbare de valută și așa mai departe. Slovacia, în anul sau în primul an de plin de criză, în 2009, vedem că nu a renunțat la adoptarea euro, chiar dacă aceasta s-a întâmplat în momentul acela de criză și, cum ați auzit înainte, planul acela făcut cu 5 ani înainte din perspectiva aderării a ajutat foarte mult la o implementare destul de bună a monedei euro.
aceeași perioadă de 2 săptămâni de circulație concomitentă a monedelor. De această dată, afișarea prețurilor a fost făcută pe o perioadă mai lungă de 1 an, în ambele monede. S-a văzut o reducere a creșterii a costurilor de tranzacție și nu este neapărat ceva neobișnuit, o creștere a preferinței pentru cumpărăturile făcute din străinătate. Pentru că uneori prețurile erau mai mari în Slovacia. S-a văzut scăderea cifrei de afaceri în cazul IMM-urilor și a magazinelor specializate, precum și reducerea exporturilor pe fundal unei competitivități scăzute cu alte state din eurozonă. Letonia, 2014, așa cum am vorbit anterior, este un an în care contextul politic a fost destul de advers pentru Letonia, conflictul din Ucraina afectând destul de mult economia letonă, în contextul în care și exporturile către Rusia reprezentau o pondere destul de mare din exporturile țării. S-a văzut o creștere a numărului de tranzacții bancare și chiar o creștere a preferinței pentru utilizarea cardurilor bancare. În general, populația are simțit pozitiv trecerea la euro și a considerat oarecum și o pavăză, să spun așa, mai mult sau mai puțin politică în spațiul acesta, în contextul acesta destul de turbulent din Europa de Est. Domnul Croitoru parcă vorbea mai înainte despre decizia politică, nu neapărat geostrategică, nu neapărat cea economică de a adopta moneda euro. Se pare că în cazul Letoniei a avut un efect pozitiv destul de mare în contextul crizei din Ucraina. Aș dori să vorbesc puțin și despre țările care nu au dorit să adopte încă euro. Polonia, Ungaria, Cehia. Și ce motive au avut acestea? În primul rând, s-a considerat că renunțarea la politica monetară nu este un lucru dorit politic și chiar de populație. Polonezii chiar vorbeau despre un context politic mult prea dificil pentru a renunța la politica monetară. Mai mult, se pune problema viitorului incert al monedei unice, datorită eterogenității zonei euro. Vedem Grecia, vedem țările din flancul sudic al Uniunii Europene, care au probleme și se pune într-adevăr întrebarea dacă pe termen lung integrarea monetară în cadrul Uniunii Europene va avea sau nu va avea loc. Deci așteptăm să treacă acest moment de, probabil așteaptă să treacă acest moment de incertitudine. Sunt țări cu exporturi puternice. Spre exemplu, Ungaria ajunge la exporturi care se apropie de 90% din producție, ceea ce este deja o rată extraordinar de mare și din această perspectivă au zis că aderarea la euro nu le-ar aduce niște beneficii suplimentare. Tot în cazul Ungariei, guvernul este puternic îndatorat și au considerat că politica fiscală prin ea însăși nu poate absorbi șocurile și au nevoie de ancora politicii monetare. Mai mult, tot se tem de creșterea salariilor, care poate rezulta într-o scădere a competitivității și pe termen lung afectarea produsului intern brut. Mai mult, așa cum am spus mai înainte, trecerea la euro nu este văzută ca o condiție a dezvoltării economice și a prosperității. Ați văzut țări din afara Eurolandului, exemplele celebre ale Marii Britanii și Danemarcei, precum și Suedia, care o duc la fel de bine în afara zonei euro ca și cele care sunt în zona euro. Mai mult, aceste țări au avut o rată de creștere a produsului intern brut mai mare decât Eurolandul pe parcursul ultimilor 15 ani. Poate ar fi util, nu am pus aici în slide, dar m-am gândit ulterior că poate ar fi utile câteva observații despre Grecia venite din partea lor. De ce, cum văd ei aderarea la 14 ani de la momentul aderării?
Deși există anumite sentimente pozitive în ce privește piața unică și eliminarea cursurilor de schimb și costurilor cu schimbul valutar și altele asemenea, în principiu, datorită crizei bugetare prin care trec, a datoriei suverane, sentimentul este mai mult negativ și v-aș pune la dispoziție câteva observații primite din partea lor. Ei vorbesc de o reducere a competitivității economice după aderarea euro, datorită unor rate mari de inflație și unor creșteri mari salariale. Apoi vorbesc de investițiile noi care au devenit mai puțin atractive datorită fluctuațiilor de prețuri și instabilității pieței. Vorbesc de producția Greciei, care a fost profund afectată datorită producerii de către alte țări, de exemplu Germania, care au avantaje competitive a unor bunuri similare. S-a vorbit de datoria publică, care a crescut destul de mult. Bănuiesc că acesta nu este un lucru nou, dar ei spun că aceasta s-a datorat în bună parte și politicilor impuse de celelalte țări din zona euro, pentru că au vrut să transforme Grecia dintr-un exportator de bunuri, agrare sau industriale, într-un exportator de servicii. Și din cauza aceasta, producția lor agricolă și unele industrii, precum construcția de nave, au avut mult de suferit. Unele chiar s-au închis, unele astfel de tipuri de industrie. IMM-urile la început au crescut puternic, ulterior afacerile nu au reușit să fie sustenabile datorită lipsei de fonduri și a infrastructurii în comparație cu marile multinaționale. În plus, au vorbit și de creșterea hazardului moral în sistemul bancar, deoarece băncile au avut comportamente mai riscante, sperând că vor fi salvate de către Banca Centrală Europeană. Vedem că experiențele sunt diferite, nu există neapărat o concluzie certă. Până la urmă, decizia va fi mai mult sau mai puțin politică și trebuie să ne aliniem din punct de vedere economic pentru a putea face față adoptării euro, dacă se dorește acest lucru. Din experiența celorlalte țări, aș sublinia câteva elemente pe care le consider importante. La nivel macroeconomic, cred că este foarte importantă și de dorită informare prealabilă a publicului pentru a diminua efectul psihologic și eventual pentru a fi un susținător al aderării la zona euro. Creșterea premizelor pentru folosirea pârghiilor fiscal-bugetare pentru a compensa lipsa politicii monetare. Și vorbim de fiscal-bugetare, vorbim de pârghii economice în sens mai larg, pârghia fiscal-bugetară normal este cea mai importantă. Reliefez faptul că nu este numai fiscală, ci este și bugetară. Fiscalitatea reprezintă atragerea de fonduri, dar pe de altă parte contează foarte mult și cum le cheltuiești. Subiecte deja atinse în prezentările anterioare. În ceea ce privește firmele, companiile, cred că este necesară o creștere a competitivității înainte de adoptarea euro pentru a fi pregătiți și pentru a putea absorbi atât potențialele creșteri ale costurilor, cât și deschiderea economiei și a face față competiției externe. Mai mult, la nivelul IMM-urilor, ați văzut pe termen lung, într-o țară ca Grecia, acestea au fost profund afectate de concurența multinaționalelor. Ar fi nevoie de o consolidare financiară și operațională, precum și o extindere a piețelor de export. Export vorbim aici inclusiv în interiorul Uniunii Europene, dar și în afara ei. Cam acestea au fost ideile pe care am vrut să le reliefez. Dacă aveți cumva și întrebări, cu mare plăcere!